Două țări, un scop. Succes comun. Prezentul film documentar a fost realizat cu sprijinul programului de cooperare transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013. Conținutul acestui film documentar nu reflectă în mod necesar poziția generală a Uniunii Europene. Prin puterea pe care o are asupra mediului înconjurător, omul a transformat în mare măsură apele râului Tur. Lacul de acumulare de la Călinești, construit în amonte, adună apele micului râu și astfel cantitatea de apă ce trece prin ecluzele barajului se află în întregime sub control uman. Nivelul de apă care crește și descrește în mod neregulat are un efect puternic, uneori negativ asupra viețuitoarelor din râu. Lebăda este un musafir de iarnă rar pe aceste meleaguri, cu apropierea primăverii luându-și zborul spre locurile de cuibărie nordice. Apele provenite de pe urma topirii zăpezilor inundă pădurile și tufișurile din împrejurimi. În urmă cu câteva decenii, apele inundau teritorii întinse. Mlaștinile și turbăriile nu dispăreau nici în timpul verii. Apele râului nu erau reglate, ori canalizate, ci curgeau liber în meandrele aflate în pădurile întinse de stejar și frasin. În paralel cu activitățile de regularizare a albiei, de desecare a mlaștinilor, a scăzut și suprafața pădurilor și a teritoriilor aflate sub apă. Se poate lucra activ prin plantarea de puieți la reconstituirea mediului înconjurător de odinioară, a pădurilor și a pășunilor verzi. La săparea primei gropi, din sol și-a făcut apariția și o broască brună de pământ. A iernat ascunsă în solul sedimentar, în curând urmând să pornească spre apele din apropiere pentru depunerea pontei. Membrii Societății Carpatine Ardelene din satul mare au organizat de mai multe ori pe timp de primăvară activități de plantare a puieților. Pe lângă beneficiul direct de protejare a naturii, aceste activități de popularizare și conștientizare, în care sunt angrenate diferite generații, au menirea de a atrage atenția oamenilor asupra metodelor de protejare a naturii. Prin plantarea speciilor de arbori nativi, spre exemplu stejarul de mlaștină, poate fi prevenită răspândirea unor specii străine de arbori și arbuști, precum salcâmul sau salcâmul pitic. Din așternutul brun de frunziș, aflat sub nămeții de zăpadă, își fac apariția primele plante, printre ele și o floare, brândușa de munte. Aceasta își desface petalele înainte ca arborilor să li se înverzească coronamentul, deoarece lumina ce dă viață nu poate pătrunde prin frunzișul dezvoltat al copacilor. Pădurea începe să se trezească, pe lângă zumzetul insectelor, aerul este plin de cântecul cintezelor de pădure și de strigătul puternic al unei ciocănitori de stejar.
pe trunchiul stejarului de la marginea pădurii urca nevoios o rădașcă. Larva acestea s-a dezvoltat timp de 6 ani undeva prin apropiere, consumând material lemnos putred. Mandibulele imense ale acestei insecte par a fi arme primejdioase. Deși acestea nu sunt periculoase, cu ele masculii poartă lupte crâncene între ei pentru cucerirea femelelor. Aceste lupte durează câteva minute și se sfârșesc prin aruncarea de pe copac a unuia dintre luptători. Această căzătură de cele mai multe ori este fatală pentru exemplarul învins. Una dintre imaginile obișnuite de pe malul râului Tur pe timp de vară este cea în care apar vitele și bivolii, care se răcoresc în apă. La menținerea pășunilor apărute în urma defrișării pădurilor, un rol important îl au animalele de casă. Numărul acestora descrește de la un an la altul. Prin scăderea suprafețelor pășunilor, ar putea începe să apară zonele cu tufișuri și copaci, ceea ce ar duce la scăderea speciilor care trăiesc în zonele deschise. Aparent, aceasta poate fi considerată o pierdere, dar să nu uităm că în trecut, împrejurimile râului Tur erau dominate de păduri, nu de zone deschise. Brațele moarte, rezultate de pe urma tăierii cotiturilor albiei, oferă spațiul ideal pentru floră și faună. Acestea sunt splendide privite de sus, dar de sub apă ne oferă o priveliște chiar mai deosebită. Plantele acvatice alcătuiesc o adevărată pădure în apă, unde nu au nevoie de rădăcini sau de elemente de susținere din cauza stării asemănătoare imponderabilității. Faptul că aceste ape conțin o cantitate de hrană suficientă permite dezvoltarea nestingerită a peștilor. Printre frunzele și tulpinele submerse ale plantelor, își pot găsi adăpost și hrană, nu numai peștii, ci și melcii de apă. În apele râului, masculul libelulei Platic Nemis Penipes privește depunerea pontei, ținând-o strâns pe partenera lui. Femelele unei alte specii de libelulă, Calopteryx splendens, își depun ouăle în diferite plante și resturi vegetale submerse și se scufundă uneori în totalitate sub apă. Ele depun 10 ouă pe minut. Masculul supraveghează cu atenție mișcările femelei.
Nu departe de ele, specialiștii biologi studiază răspândirea speciilor de pești în apa râului Tur. Aceștia sunt scoși din plase și ținuți pe uscat doar atâta timp cât li se determină specia și vârsta, după care sunt lăsați din nou liberi să înnoate. Printre speciile cele mai frecvente de aici pot fi amintite babușca, roșioara, cleanul, carasul și caracuda. Proiectul Hidroforest. Prezentarea valorilor naturale ale microregiunilor Econatur și Fehér-Gyarmat și realizarea infrastructurii aferente în cadrul programului de cooperare transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013. www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu. Cheltuielile totale ale proiectului 653.540,19 euro. Suma cu care a fost sprijinit proiectul 632.437,27 euro. Intensitatea de sprijin 96,77%, din care subvenție FEDR 548.950,53 euro. Durata proiectului martie 2011-martie 2013. Partenerul conducător, Fundația Green Stream, Valverde, România. Partener de proiect, Fundația Publică Sivarvani, Fehér-Gyarmat, Ungaria. Parteneri care au sprijinit proiectul, Societatea Carpatina Ardeleană Satu Mare, România, Felsőtisza-Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Hatóság, Ungaria.